Dacă înainte să ieși cu plinul era un motiv de bucurie, acest obicei s-a transformat ușor-ușor într-o metodă agresivă de cerșit, fapt ce deranjează alaiurile de nuntă și strică din bucuria mirilor. Din ce în ce mai multă lume se plânge de faptul că evenimentele festive de la Starea Civilă din Brașov și ulterior la momentele din Parcul Central sunt sufocate de fenomenul cerșetoriei. Fotografii profesioniști din Brașov și împrejurimi povestesc cum, sub pretextul că ies cu plinul, cerșetorii cară după ei mici găletușe inestetice din plastic, pe care le umple cu apă și în care aruncă petale de flori solicitând bani. Noi suntem un pic supărați tare, că, cum să vă spun eu, numai că ne strică nouă pozele, că hai că noi ne retragem undeva într-un loc și facem pozele, dar pentru cei care, pentru miri sau pentru persoanele care vin acolo, e foarte neplăcut, adică ieși din primărie fericit cu toate hârtiile în mână și te trezești cu aia călare pe tine și să știți că sunt foarte agresivi, deci intră în tine, nu te lasă până nu plătești ceva. Acolo, chiar la ieșire, e urât, adică e centrul Brașovului totuși. Acțiunile poliției locale pe zona cerșetoriei se desfășoară zilnic, astfel în acest an au fost aplicate 334 de sancțiuni în valoare totală de aproape 70.000 de lei. După ce îi sancționează, îi îndepărtează din zonă și îi îndreaptă spre localitățile de domiciliu, pentru că, trebuie să vă spun, foarte mulți, poate chiar în proporție de 80%, sunt din afara orașului. Poliția locală face un apel la brașoveni să nu mai ofere bunuri sau bani acestor persoane, pentru că astfel fenomenul este încurajat.